Dacă îmi permiteți, vreau să mai spun două cuvințele. Acum mai puțin de două luni am simțit că nu am trăit degeaba. Spun acest lucru pentru că și astăzi sunt alături de mine foști fantastici, cum le spun eu, foști membri ai fantasiei. Aproape 60 de dintre ei s-au adunat acum două luni, venind în toată țara, pentru a fi alături de mine atunci când am pășit într-un alt an al vieții mele. Îi mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc și dumneavoastră încă o dată. Numele meu este Nicu Vasile. Sunt profesor de muzică. Profesor de muzică la o școală bas-floiană, școala Ioana Cuza. Și de asemenea sunt dirijorul Coralei Fantasia. Am 55 de ani, deci o viață de om, pe care am petrecut-o alături de muzică. Nici nu știu când au trecut acești ani, pentru că la Piatra Neamț, elev la școala de muzică, ulterior elev al liceului de muzică Octav Băncilă din Iași și în perioada 1976-1980, student al Facultății de Muzică George Enescu din Iași, am decis că viața și viitorul și profesia mea trebuie să fie legată de această artă a sunetului, muzica, de care m-am apropiat, pe care am îndrăgit-o, care mi-a fost inițial un hobby și apoi a devenit profesia și viața mea. Corola Fantasia, cea pe care o reprezint astăzi în calitate de dirijor, a luat ființă acum 15 ani, atunci când odată titularizat într-o școală din municipiul Vaslui, m-am hotărât și am decis că viața mea trebuie să însemne și luptă. Luptă în competiții muzicale, luptă în a apropia copiii către fenomenul muzical, luptă cu cei din jur care vedeau muzica alăturată fenomenului cântarea României, luptă cu tot ceea ce însemna anturajul meu, care îmi cerea ca timpul liber să fie mai presus de orice. Ce au însemnat aceștia? Foarte, foarte multă muncă, foarte, foarte multă perseverență, și foarte, foarte multă dragoste pentru muzică și pentru copii. Fantasia a fost și reprezintă pentru mine sensul vieții mele profesional. Merg mai departe pe firul amintirilor și mă gândesc la ceea ce a însemnat fantasia nu numai pe plan național, ci și pe plan internațional. Pentru că sunt mai bine de 10 ani de când suntem prezenți în concursuri, festivaluri și turnee pe plan european. Visul de început, acela de a cânta și altora, pe alte meridiane, de a realiza CD-uri și DVD-uri și casete la vremea respectivă, de a obține premii și lauri, au prins consistență și s-au întruchipat în numeroase premii pe care am obținut în decursul anului. Pornind din 2001, atunci când am fost prezenți la un festival internațional în Germania, la Berlin, și terminând cu invitația pe care am primit-o în toamna anului trecut de a susține un concert în cadrul unui simpozium adresat profesorilor de muzică din Croația. Deci, au trecut 10 ani în care premiile au curs și au fost dintre cele mai solicitoare. Sper că atâta timp cât sănătatea și viața îmi vă permite, fantasia să existe în continuare. Încă 10 ani, încă 20 de ani, atât cât ei vor fi alături de mine și cât eu voi putea să-i conduc în continuare către împliniri, către succese, către firul muzicii care se desfășoară atât de frumos și virtual în viața noastră. Sper la rândul meu ca în foarte scurt timp soarele să reapară și zona de cultură și zona de tradiție și zona de artă să continue să demonstreze că viața omului înseamnă nu doar mâncare și somn, ci înseamnă în primul rând artă și cultură.
sus.